Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la știrile Focus Latina! Începe în jurnalul cu o informație de ultimă oră. O femeie, un bărbat și doi copii cu vârsta de 5 și respectiv 6 ani au decedat în urma unui accident rutier produs pe DN65 Europa 574 în zona Podurisaru. Cele patru victime au fost scoase cu greu dintre fiarele contorsionate. Femeia a fost găsită decedată. Bărbatul a fost găsit în stop cardiorespirator. S-au efectuat manevre de resuscitare însă în zadar, acesta fiind declarat decedat. Cei doi copii au decedat la spital. Pentru preluarea victimelor s-a solicitat intervenția unui elicopter smurd. În evenimentul rutier au fost implicate două turisme și un tir. La fața locului s-au deplasat două echipaje smurd, o autospecială pentru victime multiple, un echipaj de la descarcerare, o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare și cinci echipaje ale serviciului județean de ambulanță. Din pricina numărului mare de victime a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului s-a deplasat și prefectul de OL Silviu Neacșu. Revenim cu o amănunte în cadrul știrilor Focus Latina de mâine.